Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 11. Ce-am auzit din butoiul cu mere. Nu, nu eu, spunea Silver. Flint era capitan. Eu eram șef de echipaj. Știi, din pricina piciorului meu de lemn. Salva de tun care mi-a luat mie gaibaracul, i-a luat și lui Piu vederea. Mi l-a tăiat un felcer mare, unul care a umblat pe la școli înalte. Era tobă de latinească și de câte altele, dar l-au atârnat și pe el în furci, ca pe un câine, și s-a scorojit la soare ca și ceilalți, la Corso Castle. Ăștia erau de lui Roberts, oamenii lui, și toată năpasta de aici începe, de la schimbarea numelui vasului. Se numea când Royal Fortune, când al minteri, eu zic că odată ce ai botezat un vas într-un fel, să-l lași în pace. Așa a fost cu Cassandra, care ne-a dus pe toți cu bine acasă, din Malabar, după ce England capturase Viceroy of the Indies. Așa a fost și cu bătrânul Walrus, vechiul vas al lui Flint, pe care l-am văzut roșu de sânge și gata să se scufunde de cât aur căra. Ehei, se auzi glasul vădit, plin de admirație, al celui mai tânăr marinar de la bord. Flint era un om și jumătate. Numai Davis era ca el, spuse Silver. Dar n-am navigat niciodată cu el. Am început cu England, după aceea cu Flint, asta e istoria mea, iar acum, ca să zic așa, am pornit pe cont propriu. Am pus deoparte 900 de pe urma lui England și 2000 de pe urma lui Flint. Nu-i așa rău pentru un fost marinar. Totul e la adăpost la bancă. Ascultă-mă pe mine, greu nu-i să faci bani, ci să-i păstrezi. Unde sunt acum oamenii lui England? Cine știe? Unde sunt oamenii lui Flint? Cei mai mulți aici, la bord, bucuroși că se dedulcesc cu budincă. Unii cerșau înainte de a veni în coa. Bătrânul lui Piu, după ce și-a pierdut vederea, nu i-a fost rușine să cheltuiască 1200 de funzi într-un an ca un lord din Parlament. Și unde e acum? Pe lumea elaltă? De 2 ani încoace omul ăsta se atingea de foame. Cerșa, fura, înjunghia și tot se usca de foame, firar el a folisit să fie. La ce bun să răscolești timp de 30 de ani mările și oceanele dacă e vorba să ajungi aici? Așa e, glăsui marinarul cel tânăr, dar toate câte le spui, după mine unul, nu ne folosesc la nimic. Nerozilor, nu ne folosesc la nimic nici asta, nici altele, strigă Silver. Fă bine și uită-te încoa, tânăr ce ești. Tânăr și deștept ca nimeni altul. De cum te-am văzut, mi-am dat seama. Vreau să-ți vorbesc deschis ca unui bărbat. Vă puteți închipui ce-am simțit când l-am auzit pe bătrânul Proclet adresând altuia aceleași cuvinte miroase pe care mi le spunea și mie. Cred că dacă puteam, îl omoram pe loc. El însă îi dădea înainte, fără să-i treacă prin minte că era auzit. Cavalerii norocului altă soartă n-au. Duc o viață crâncenă și riscă să fie spânzurați, dar mănâncă și beau ca zmeii și când croaziera s-a isprăvit, auzi, li spline buzunarele cu sute și sute de lire, nu cu firfirice. Ei, dar aici. Cei mai mulți se apucă de zaiafeturi, aruncă banii în dreapta și în stânga și pe urmă îndărăt pe mare numai cu cămașa pe ei. Eu însă nu-s dintre ăștia. Eu pun banii bine, o parte aici, o parte colo, nu mulți într-un loc, ca să nu bate la ochi. Am 50 de ani, vezi tu? După ce mă întorc din croaziera asta, mă aștern serios pe viață de gentleman. E și timpul, nu-i așa? Dar nici până acum n-am trăit prost. Niciodată nu m-am lipsit de nimic din ce mi-a dorit inima, am dormit pe moale și am mâncat bine în fiecare zi, afară doar când eram pe mare. Și cum am început? La prova, ca tine. Da, făcu celălalt, dar banii pe care i-ai pus bine trebuie să-ți muți gândul de la ei. După istorie, silea asta, n-ai să mai îndrăzne să te arăți în Bristol. Ce face? Dar unde crezi că i-am pus? Întrebă Silver zeflemitor. La Bristol, la bancă, unde în altă parte? Răspunse tânărul matelot. Au fost acolo, spuse bucătarul. Da, mai erau acolo când am ridicat ancora. Dar baba mea a avut grijă să-i ridice. A vândut și ocheanul și vad și cu inventar cu tot și a plecat să mă aștepte într-un loc. Ți-aș spune unde, fiindcă am încredere în tine, dar mie că îi fac geloși pe ceilalți băieți. Și dacă nu vine, și dacă dispare cu bani cu tot, întrebă celălalt. Cavalerii norocului, răspunse bucătarul, au de obște puțină încredere în oameni și pe bună dreptate ți-o spun eu, la mine însă e altceva.
când îmi umblă cineva cu cioară vopsită, vorbesc de ăla care știe. Nu rămâne multă vreme pe aceeași lume cu bătrânul John. Unora le era frică de Piu, altora le era frică de Flint. Dar până și lui Flint îi era frică de mine. Îi era frică așa trufaș cum era. Și nu era om mai sălbatic ca Flint. Chiar necuratului i-ar fi fost frică să se ducă pe mare cu el. E așa cum îți spun, eu nu mă laud și tu singur ai văzut cât de repede leg o prietenie, dar când eram șef de echipaj, cam ei stăteau în fața mea bătrânii pirați ai lui Flint. O, poți să te simți la adăpost pe vasul bătrânului John. Să-ți spun drept, mărturisi tânărul, până a nu sta de vorbă cu dumneata, John, nu-mi plăcea nici atâtica treaba asta. Dar acum, hai să batem palmă. Ți-am spus eu că ești băiat deștept și de-i spravă, răspunse Silver, scuturându-i mâna cu atâta putere că se cutremură butoiul. Niciodată n-am văzut un cavaler al norocului mai ceva ca tine. Începusem în sfârșit să pricep tâlcul acestor cuvinte. Cavaler al norocului nu însemna altceva decât pirat Sadea, iar mica scenă pe care o ascultasem nu era decât ultimul act de momire a unuia din marinarii cinstiți, poate ultimul care mai rămăsese la bord. Dar asupra acestui lucru m-am domilit curând, căci la un șuierat ușor al lui Silver, un al treilea ins se ivi și se așeză lângă el. Dick e blat cu noi, îi spuse Silver. O, știam că Dick o să fie de partea noastră, răspunse glasul șalupierului Israel Hans. Că doar nu-i prost Dick. Își învârti în gură tutunul și scuipă. Ia spune-mi, frige oaie, urmă el, aș vrea să știu câtă vreme o să mai stăm deoparte ca un șlep de manutanță. Mi s-a scârbit de capitanul Smollett. Destul a tras în mine filara dracului. Vreau să stau și eu în cabina aia, să gust din murăturile lor, din vinul lor și din ce-or mai fi având pe acolo. Israel, spuse Silver, tu nu prea ai scaun la cap și nici n-ai avut vreodată. Socot însă că de auzit ești în stare să auzi. Încă altea ți-s destul de mari urechile. Atunci ascultă ce-ți vrăjesc. Ai să dormi tot la prova, ai să muncești ca și până acum, ai să vorbești frumos și ai să fii cumpătat până te-o dezlega eu. Am spus și așa o să fie, fiule. Mă rog, eu nu zic nu. Ce, zic eu nu? Mormăi șalupierul. Dar atâta vreau să știu și eu. Când? Asta e tot ce vreau să știu. Când? Pe toți dracii, strigă Silver. Dacă vrei să știi când, o să-ți spun. Cât de târziu, iată când. Avem aici un navigator de mâna întâi, capitanul Smollett, care ne conduce vasul ăsta blestemat. Îl mai avem pe Squire și pe doctor cu harta lor, pe care eu nu știu unde au pitit-o, așa-i? Singur spui că nici tu nu știi. Atunci eu zic să-i lăsăm pe Squire și pe doctor să găsească ei comoara și să ne ajute să o aducem pe corabie. Pe urmă, vedem noi. Dacă m-aș putea încrede în voi, feciori de lele ce sunteți, l-aș lăsa pe capitanul Smollett să ne conducă înapoi până la jumătatea drumului și abia pe urmă le-aș face de petrecanie. De ce? Păi nu suntem toți marinari, noi ăștia de aici? Se miră tânărul Dick. Marinar de punte vrei să spui, îl zeflemisi Silver. Știm să ținem un drum pe apă, dar cine ne îndreaptă cum trebuie? Aici să vă văd pe unde vă scoateți cămașa, grozavilor. Dacă ar fi după mine, l-aș lăsa pe capitanul Smollett să ne ducă îndărât cel puțin până dăm de alizee. Scăpăm și de calcule greșite și n-ajungem la o lingură de apă pe zi. Dar știu câte parale faceți. Aș putea să-i viu de hac pe insulă după ce vom avea marfa la bord. Atâta pagubă. Dar e păcat. Vă cunosc eu. Nu vie bine decât când vă îmbătați. Nu suntem făcuți să mergem pe același drum. Mi-e silă că am de-a face cu lichele ca voi. Mai domnul Long John, mormăi Israel. Cine ți se pune de-a curmești zișul? Ehei, câteva sebarosane, credeți-mă, n-am văzut culcate pe țărm. Și câți băieți chipeși, pozmăgindu-se la soare pe cheiul spânzurătoarei, strigă Silver. Și asta din pricina grabei, a grabei și iar a grabei. M-auziți voi? Hei, câte n-am văzut eu pe mare. Dacă v-ați vedea cu minți de treabă, numai puțin să puneți umărul, v-ați plimba pe urmă toți în droșcă, numai să vreți. Dar nu sunteți voi dintre ăștia, vă cunosc eu. Chiar de-a doua zi va spune pe băutură și pe urmă haț, ștreangul. Toată lumea știe că vorbești ca un predicator, John, dar au mai fost și alții care se pricepeau să mânuiască o cârmă tot așa de bine ca și tine, spuse Israel, dar știau și de glumă. Nu erau așa de îngânfați și nici așa de colțoși ca tine. Hai, da, de, nu luau vânt și se simțeau bine printre prietenii veseli. Zău, spuse Silver, și unde, mă rog, ție sunt ei acum? Piu a fost unul dintre ăștia și a murit cerșetor.
Flint la fel și a murit din pricina romului la savana. Ehei, erau cu toții băieți de viață și încă cum? Dar unde au ajuns? Dar, întrebă Dick, când eu mai aveam mână, ce o să facem cu ei? Ești un om dintr-o bucată, strigă bucătarul plin de admirație. Uite ce se cheamă să ai duhul afacerilor. Tu ce părere ai? Să-i lăsăm pe uscat? Așa făcea England. Sau să-i tăiem ca pe niște porci? Așa făceau Flint și Billy Bones. Billy era bun la deal de astea, nu era ciung, spuse Israel. Morții nu mușcă, zicea el. Acum și el e mort. Dar ce ia lui, ia lui, avea înțelepciunea lucrurilor. Și dacă a fost vreodată marinar dârz care să fi meritat să ajungă la liman, apoi acela era Billy. Așa-i precum zici, dârz și iute, reluă Silver. Eu sunt un om blajin, un gentleman din cap până în picioare. Datoria-i datorie, fraților. Eu votez pentru moarte. Când am să mă duc la parlament cu caleașca mea, nu vreau să mă pomenesc pe neașteptate cu vreun clănțău din ăștia în cabină, venit nepoftit ca dracul în biserică. Părerea mea e să nu ne pripim, dar când o veni momentul, să le facem la toți de pretecanie. John, strigă șalupierul, ești un om și jumătate. Să spui asta, Israel, după ce ai să vezi treaba dusă la capăt, răspunse Silver. Cer un singur lucru însă. Îl cer pe Trelawney. Vreau să-i despic capul de vițel cu mâinile mele. Dick, adăugă el schimbând tonul, ia scoală-te ca un băiat drăguț ce ești și adu-mi un măr să-mi mai moi gâtlejul. Vă puteți închipui groaza ce mă cuprinsese. Dacă m-ar fi ținut balamalele, aș fi sărit afară și aș fi rupt-o la fugă. Dar și inima și picioarele mi se muiaseră. L-am auzit pe Dick mișcându-mă ca să se ridice și pe cineva care, pe semne, îl oprea, apoi Hans spuse: dă-o încolo de epavă, nu mai e nimic în doagele alea, John. Mai bine un gât de rom. Dick, spuse Silver, am încredere în tine. Ia aminte, pe balercă este o măsură. Uite cheia, umple o ulcică și adu aici. Îngrozit cum eram, nu m-am putut opri să nu mă gândesc că în chipul acesta își făcea rost domnul erou de băutura din care i s-a tras moartea. Dick plecase cam de mult și, în lipsa lui, Israel îi vorbi tainic bucătarului la ureche. N-am putut prinde decât o vorbă două, dar toate la olaltă alcătuiau știri importante. Bună oară, pe lângă unele crâmpeie care oglindeau același cârd al lor, am auzit deslușit următoarea constatare. Niciun om de-al lor nu o să meargă cu noi. Așadar, mai erau oameni credincioși la bord. Când Dick se întoarse, cei trei luară rând pe rând ulcica și închinară. Unul să fie cu noroc, altul în amintirea bătrânului Flint. Și pe urmă Silver, cu glasul lui muzical, făcu la rândul lui închinarea. În sănătatea noastră, vânturi prielnice, belșug de bani și belșug de budincă. Tocmai atunci, un fel de lumină strălucitoare se revărsă peste mine în butoi și, privind în sus, văzui că luna răsărise, poleind cu argint vârful catargului Artimon și sticlind ca neaua pe pânza mare a Mizenei. Chiar în clipa aceea, un glas de sus, de la gabie, strigă: pământ! Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 12. Sfat de război. Un iureș de pași răsună pe punte. Auzeam cum toată lumea urca în goană scara cabinei spre prova. Într-o clipă am sărit afară din butoi, m-am strecurat pe după vela mizenă, am cârmit spre pupa și am ieșit sus pe covertă cu Hunter și cu doctorul Livesey, care alergau și dânsi într-acolo. I-am găsit pe oameni îngrămădiți la prova. Brâul de ceață se destrămase odată cu ivirea lunii. Hătcolo, spre sud-vest, se zăreau două coline scunde, la vreo 2 mile una de alta, iar în dărătul lor o a treia colină, mai înaltă, cu vârful plutind încă în negură. Toate trei erau țuguiate ca niște conuri. Am văzut totul ca prin vis, căci nu mi revenisem încă din spaima îngrozitoare prin care trecusem abia cu câteva minute mai înainte. Am auzit apoi glasul capitanului Smollett dând ordine, iar Hispaniola fu îndreptată cu două cartul spre vânt, încât, urmându-și drumul, să ocolească fără greș partea de est a insulei. Și acum, băieți, spuse capitanul când manevra a fost executată, a mai văzut careva din voi pământul ăsta?
Eu l-am văzut, domnule, zise Silver. Am poposit odată aici ca să luăm apă de băut pentru un mărfar pe care eram bucătar. Ancorajul e la sud, în dărătul unei insulițe, mi se pare, întrebă capitanul. Da, domnule, îi se spune insula Scheletului. Pe vremuri era un cuib de pirați. Un matelot pe care l-aveam la bord știa toate denumirile meleagurilor. Colinei acelia din nord îi se spune ca targul Mizenei. Mai e un șir de coline îndreptate spre sud, Mizena, catargul mare, Artimon. Ăstuia îi se spunea de obicei catargul mare. Vedeți colina aceea înaltă care are vârful învăluit în ceață? Îi se spune Oceanul, fiindcă îl foloseau ca foișor de supraveghere când acorau pentru curățenie. Nu vă fie cu supărare, domnule capitan, dar aici veneau să-și curețe vasele. Uite o hartă, spuse capitanul Smollett. Vezi dacă ăsta e locul. Ochii lui John scăpărară când luă harta, dar, aruncând o privire pe harta nou-nouță, rămase foarte dezamăgit. Nu era harta pe care o găsisem în cumfărul lui Billy Bones, ci o copie făcută în tocmai cu toate amănuntele, denumiri, înălțimi și sondaje, de pe care lipseau însă crucile roșii și însemnările. Oricât de mare i-a fost necazul, Silver căută să și-l ascundă. Da, domnule capitan, spuse el, ăsta e exact locul și e foarte frumos desenat. Aș fi curios să știu cine a desenat harta. Pirații erau prea neștiutori. Ia te uită, ancorajul capitanului Kidd. Exact cum îi spunea secundul vasului pe care navigam. Este acolo un curent puternic care merge de-a lungul coastei de sud, o ia pe urmă spre nord și apoi pe coasta de vest. Ați avut dreptate, domnule capitan, spuse el, că ați mers cu vântul din prova și că ați lăsat insula la babord. Cel puțin dacă v-ați gândit să acostați pentru curățenia carenei, nu există un loc mai bun în apele astea. Mulțumesc, spuse capitanul Smollett. Dacă am nevoie de dumneata, o să te chem. Poți pleca acum. Eram uimit de sângele rece cu care John mărturisise că insula nu este necunoscută. Și nu mint că am fost îngrozit văzându-l că se apropie de mine. Habar n-avea de sigur că în butoiul de mere auzisem discuția și că prinsesem în răstimpul acela atâta groază de cruzimea, fățărnicia și puterea acestui om, încât cu greu am izbutit să-mi stăpânesc un fior când a pus mâna pe brațul meu. Ah, spuse el, insula asta e un paradis, mai cu seamă pentru un băiat de vârsta ta. Poți să te scalzi, să te urci în copaci, să vânezi capre dacă îți dorește inima și să te cațeli pe coline ca o căprioară, parcă întineresc. Mai să uit că umblu cu un picior de lemn zău așa. Mare lucru să fii tânăr și cu 10 degete la picioare, crede-mă. Când ți-a venit chef să dai o raită pe acolo, spune-i bătrânului John să-ți pregătească el ceva de aleguri. Mă bătu prietenos pe umeri și plecă în grabă, șchiopătând spre bucătărie. Capitanul Smollett, Squire-ul și doctorul Livesey stăteau de vorbă pe puntea de la Pupa și, cu toată înfrigurarea mea de a le istorisi cele întâmplate, n-am îndrăznit să întrerup în văzul tuturor. Pe când îmi munceam capul să găsesc ceva care să-mi îndreptățească gestul, doctorul Livesey mă chemă la dânsul. Își uitase pipa jos în cabină și, fiind fumător pătimaș, voia să-i o aduc. Dar îndată ce am fost destul de aproape de dânsul ca să-i pot vorbi fără a fi auzit, i-am spus pe nerăsuflate. Trebuie să vă vorbesc. Aduceți-i pe capitan și pe Squire jos în cabină și găsiți după aceea un motiv ca să mă chemați la dumneavoastră. Am vești îngrozitoare. Doctorul își pierdu puțin cumpătul, dar în clipa următoare era iarăși stăpân pe sine. Mulțumesc, Jim, asta e tot ce voiam să știu, spuse el tare, ca și cum i-aș fi răspuns la o întrebare. Și zicând acestea, se întoarse către ceilalți doi. Mai stătură puțin de vorbă și, cu toate că niciunul dintre ei nu tresări, nu ridică vocea, nu fluiera mirare, era neîndoios că doctorul Livesey îi pusese la curent cu cele spuse de mine, căci nu trecu mult și-l auzi pe capitan poruncindu-i lui Job Anderson să dea signal ca să adune oamenii pe punte. Băieți, glăsui capitanul Smollett, vreau să vă spun câteva cuvinte.
Pământul pe care l-am văzut este ținta călătoriei noastre. Domnul Trelawney, gentleman cum nu se poate filotim, după cum știm cu toții, mi-a cerut adineauri unele deslușiri și cum i-am răspuns că fiecare om de la bord și-a făcut datoria cu prisosință, dumnealui, doctorul și cu mine, mergem jos în cabină să bem un pahar în sănătatea și norocul vostru, iar vouă vi se va servi grog ca să închinați în sănătatea și norocul nostru. Gestul acesta mie mi se pare frumos. Dacă și voi îl găsiți la fel, atunci trageți-i un ura marinăresc în cinstea aceluia care ne-a oferit acest prilej. Oamenii izbucniră în urale, nimic mai firesc, dar o făcură cu atâta inimă încât mărturisesc că îmi venea greu să cred că aceiași oameni urziseră pieirea noastră. Încă un ura pentru capitanul Smollett, strigă Long John după ce primele urale încetară. Și acesta fut tot atât de inimos strigat. Încă de la începutul scenei acesteia, cei trei domni coborâră jos și peste puțin trimiseră vorbă pe punte că Jim Hawkins este chemat în cabină. I-am găsit pe toți trei așezați în jurul unei mese rotunde pe care se afla o sticlă cu vin de Spania și niște stafide. Doctorul fuma, cu peruca pusă pe genunchi, ceea ce însemna că este tulburat. Fereastra de la pupa era deschisă, noaptea fiind caldă, și puteam vedea sclipirea lunii pe dâra goeletei. Ei, Hawkins, zise domnul Trelawney, voiai să ne spui ceva? Vorbește! N-am pregetat și am povestit cât mai scurt cu putință toate amănuntele conversației lui Silver. Nimeni nu m-a întrerupt până ce n-am terminat, niciunul din cei trei n-a făcut o mișcare, dar ochii lor erau ațintiți asupra mea tot timpul. Jim, spuse doctorul Livesey, ia un scaun și șezi. Mă poftiră lângă ei la masă, îmi turnară un pahar cu vin, îmi umplură mâinile cu stafide și toți trei băură pe rând în sănătatea mea, felicitându-mă pentru norocul și curajul meu. Capitane, spuse Squire-ul, ai avut dreptate. Recunosc că sunt un măgar și aștept ordinele dumitale. Numai măgar decât mine, domnule, răspunse capitanul. N-am auzit vreodată ca un echipaj care plănuiește o răzvrătire să nu se dea în vileag prin vreun semn pe care să-l priceapă orice om înzestrat cu ochi ageri, făcându-l astfel să ia de îndată măsurile cerute de împrejurări. Însă echipajul ăsta, adăugă el, m-a prostit de-a binelea. Capitane, spuse doctorul, dacă îmi dai voie, explicația e simplă. Silver a plănuit totul și să nu uităm că este un om cu totul deosebit. Iar sta și mai bine spânzurat de catarg, domnule, răspunse capitanul. Dar asta e flecăreală și cu asta nu am făcut nimic. Mă gândesc la trei sau patru lucruri și, cu îngăduința domnului Trelawney, am să vi le spun. Dumneata, domnule, ești capitanul. Dumneata trebuie să vorbești, spuse domnul Trelawney. Întâi, început domnul Smollett, trebuie să mergem înainte, fiindcă nu putem da îndărăt. Dacă aș ordona întoarcerea, numai decât s-ar răzvrăti. Al doilea, mai avem încă timp, cel puțin până găsim comoara. Al treilea, mai avem încă oameni devotați. Mai devreme sau mai târziu, domnule, va trebui să dăm piept cu bandiții. De aceea, eu zic să pândim o împrejurare prielnică și să-i atacăm când nu s-o aștepta. Ne putem bizui, cred, pe servitorii dumneavoastră, domnule Trelawney. Ca pe mine însumi, glăsui Squire-ul. Asta înseamnă trei, numără capitanul, și cu noi șapte, socotindu-l și pe Hawkins. Și acum, cei cu oamenii rămași credincioși? Cred că ăștia sunt oamenii lui Trelawney, spuse doctorul, cei pe care i-a tocmit el înainte de a fi amestecat Silver. Nu chiar, răspunse Squire-ul. Pe Hans, eu l-am ales. Și eu îl socoteam pe Hans om de încredere, adăugă capitanul. Și când te gândești că toți sunt englezi, rosti cu năduf Squire-ul. Domnule, mai când vine să arunc vasul în aer. Domnilor, urmă capitanul, atâta cât pot eu să fac, nu-i prea mult. Să stăm deci cu ochii în patru. De, nu-i ușor, recunosc. Mai ușor ne-ar fi să începem de pe acum păruiala. Dar până nu ne cunoaștem forțele, n-avem altceva de făcut. Să ne pregătim pânzele și să așteptăm vântul prielnic, ăsta e punctul meu de vedere. Jim ne poate ajuta mai mult ca oricine, spuse doctorul. Oamenii nu se feresc de el și îl știm cât e de isteț. Hawkins, am o foarte mare încredere în tine, adăugă Squire-ul. Oricât de măgulit eram, începea să mă apuce deznădejdea. Era
așa de neputincios mă simțeam. Și totuși, printr-un ciudat șir de împrejurări, scăparea tot de la mine a venit. Până atunci, oricum am fi sucit-o și am fi învârtit-o, nu eram decât 7 pe care să ne fi putut bizui din 26. Și din aceștia 7, eu unul eram un copil, așa că de partea noastră nu aveam decât 6 inși maturi față de 19 ai lor. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Partea a treia. Aventura mea pe insulă. Capitolul 13. Cum mi-am început aventura pe insulă? Când m-am urcat a doua zi dimineața pe punte, înfățișarea insulei era cu totul alta. Deși briza încetase cu desăvârșire, făcusem totuși peste noapte o bucată bună de drum și ne aflam într-un răstimp de calm la aproape o jumătate de milă spre sud-est de coasta de jos. Păduri fumurii acopereau o bună parte din întinderea ei. Culoarea asta egală era întreruptă în locurile coborâte de fâșii de nisip și de mulți copaci înalți din neamul pinilor, care se ridicau deasupra celorlalți, când singuratici, când în pâlcuri. Culoarea generală însă era uniformă și mohorâtă. Măguri stâncoase înălțau peste această vegetație vârfurile lor pleșuve. Aveau forme ciudate, iar ocheanul, care era cu 300 sau 400 de picioare mai înalt decât celelalte coline ale insulei, avea și cea mai ciudată înfățișare, ridicându-se drept ca un perete aproape din toate părțile și retezat deodată spre creștet în chip de piedestal de statuie. Hispaniola se legăna în dreapta și în stânga pe undele oceanului. Parâmele se zmuceau în scripeți scârțâind. Cârma se bălăbânea încoace și încolo. Vasul întreg gemea și zvâgnea ca o moară. Trebuia să mă țin zdravă în deofunie, căci toată priveliștea mi se învârtea înaintea ochilor și, deși obișnuisem să mă consider un marinar destul de bun când vasul înainta, nu mă puteam împăca deloc cu felul ăsta de a merge pe loc și de a fi totuși scuturat ca o sticlă, lucru ce îmi pricinuia puțină greață, mai ales dimineața, pe stomacul gol. Poate că asta era și pricina stării mele. Poate aspectul acesta dezolant al insulei, cu pădurile ei cenușii, triste, și steiurile acelea sălbatice, ascuțite, sau talazurile din fața noastră, care se năpusteau mugind înspumate în stâncile țărmului. Adevărul era că, deși soarele strălucea cald și păsările zburau în jurul nostru, țipând după pește, nu simțeam bucuria de a fi ajuns la liman după o călătorie atât de lungă pe mare, mă cam muiasem, cum să spune. Și de la această primă impresie se trage, cred, ura mea de apururea pentru insula Comorii. Ne aștepta o dimineață grea, căci nu era nici urmă de vânt și trebuia să coborâm bărcile, să le echipăm și să tragem vasul la remorcă 3 sau 4 mile, ocolind capul insulei ca să ajungem, străbătând îngustul canal natural, la adăpostul din spatele insulei Scheletului. Am coborât și eu într-una din aceste bărci unde, la drept vorbind, stăteam degeaba. Căldura era copleșitoare și oamenii mormăiau întărâtați de greul muncii pe care o făceau. Anderson comanda barca în care mă aflam și, în loc să-și trunească oamenii, bombănea mai tare decât cei mai căpiați. Uf, spunea el înjurând, cât naiba o să mai țină și asta? Mi-am zis că e semn rău, căci până acum oamenii munciseră cu sprinteneală și tragere de inimă. Vederea insulei însă slăbise chingile disciplinei. În timpul acestui drum, Long John a stat lângă cârmaci călăuzindu-l. Cunoștea trecătoarea ca în palmă. Și, deși omul care sonda fundul găsea peste tot adâncimi mai mari decât cele însemnate pe hartă, John n-a șovăit odată măcar. Refluxul a mușcat zdravă în aici, spuse el, și canalul parcă a fost săpat cu hârlețul, ca să zic așa. Am ajuns tocmai în locul arătat cu o ancoră pe hartă, cam la o treime de milă de fiecare țărm, având într-o parte insula principală și în cealaltă insula Scheletului. Fundul era de nisip curat. Slobozirea ancorei stârni o puzderie de păsări care zburară deasupra pădurilor. Dar în mai puțin de un minut se lăsară din nou jos și liniștea se făcu deodată mai apăsătoare.
Golful pătrundea în adâncul pădurii, ai cărei copaci creșteau până în vale la limita refluxului. Țărmul nu era prea ridicat, iar culmile se arcuiau în depărtare ca un fel de amfiteatru. Două pârâiașe, mai curând două gâlițe, se vărsau într-o viroagă, dacă îi se poate spune astfel, iar frunzișul ce o înconjura avea în acea parte un fel de sticlire veninoasă. De pe vas n-am putut vedea nimic din întăritura de acolo sau din gardul din jurul ei, care erau cu totul ascunse de copaci. Dacă n-am fi avut mărturia hărții, am fi putut crede că eram cei din tâi care am ancorat aici de când răsărise insula din sânul oceanului. Nu se simțea o adiere, nu se auzea niciun alt zgomot decât cel al valurilor care loveau bubuind la o jumătate de milă de-a lungul coastei, în stâncile țărmului și în acelea singuratice răsărite din mijlocul apei. Un miros greu plutea în locul unde ancorasem, miros de frunze moarte și de trunchiuri de copaci putreziți. Mă uitam la doctor, care tot adulmeca și se strâmba ca cineva care miroase un ou stricat. Nu știu dacă e într-adevăr o comoară aici," spuse el, dar pun rămășag pe peruca mea că am dat de friguri." Purtarea oamenilor în bărci fusese neliniștitoare, iar când s-au întors la bord, era fățiș amenințătoare. Se strângeau pe punte și vorbeau între ei de parcă ar fi pus ceva la cale. Cea mai neînsemnată poruncă era primită cu o căutătură întunecată și executată în silă și cu nepăsare. Chiar și oamenii cu minți se molipsiseră și nu se mai găsea unul barem care să-i potolească. Răzvrătirea, era limpede, atârna deasupra noastră ca un nor purtător de furtună. Nu numai noi, cei din cabină, adulmecam primejdia. Long John își dădea și el toată osteneala, mergând din grup în grup, făcând o mare risipă de sfaturi bune și întrecându-se în fel și chip să impună pilda purtării lui. Nu știa cum să fie mai binevoitor și mai curtenitor. Avea numai zâmbete pentru fiecare. De cum se dădea un ordin, John se și punea în mișcare cu cârja lui, cu cel mai voios, am înțeles, domnule capitan. Și, când n-avea nimic de făcut, cânta într-una, ca și cum ar fi vrut să ascundă cu asta burzuliala celorlalți. Din toate amănuntele supărătoare ale acestei mohorâte după amiezi, neliniștea vădită a lui Long John ni se părea cea mai îngrijorătoare. Am ținut sfat în cabină. Domnule, grăi capitanul, dacă mă încumet să mai dau un ordin, întreg echipajul ne va sări în cap. Asta e situația, domnule. Să zicem că mi se răspunde obraznic. Ce, am să rapt? No, eu nu înghit. Mă iau în coarne cu ei. Dacă înghit, Silver cade la bănuială și s-a isprăvit cu noi. Luați aminte, n-avem decât un singur om pe care să ne putem bizui. Și cine e acela? Întrebă Squire-ul. Silver, domnule, răspunse capitanul. El e frământat ca și dumneata, ca și mine, de dorința de a stâmpăra lucrurile. Asta nu-i decât o toană a lor. Dacă îi dăm prilejul, el o să-i țină în frâu și de aceea propun să-i se dea musai acest prilej. Să-i învoim pe oameni să se ducă după amiază pe insulă. Dacă se duc toți, punem stăpânire pe vas. Dacă nu se duce niciunul, ne baricadăm în cabină și Dumnezeu să-l apere pe cel drept. Iar dacă se întâmplă ca numai o parte din ei să coboare pe uscat, țineți minte vorbele mele, domnule, Silver o să-i readucă la bord blânzi ca niște mielușei. Așa a rămas hotărât. S-au împărțit pistoale încărcate oamenilor siguri. S-a încredințat taina lui Hunter, Joyce și Redruth, care au primit-o cu mai puține uimire și mai multă tărie de cuget decât ne aștepta. Și, în sfârșit, capitanul ieși pe punte unde vorbi echipajului. Băieți, glăsui el, am avut o zi călduroasă și suntem cu toții vlăguiți și fără chef. O plimbare pe uscat nu poate să strice nimănui. Bărcile mai sunt pe apă, puteți să le luați și să vă duceți cât vreți să petreceți după amiaza pe insulă. O jumătate de oră înainte de asfințit se va trage o lovitură de tun. Dobitocii își închipuiau că au să se potignească de comoară de cum vor pune piciorul pe pământ, căci pe dată le trecu îmbufnarea și izbucniră într-un ura de răsună până hăt departe în munți, stârnind din nou păsările care începură să zburătăcească și să se vaite în jurul ancorajului. Capitanul era prea deștept ca să mai stea locului. O șterse cât ai clipi, lăsându-l pe Silver să o rânduiască treaba și cred că a fost bine așa.
Dacă ar fi rămas pe punte, nu s-ar fi putut preface mult că nu pricepe cum stau lucrurile. Era limpede ca lumina zilei. Acum Silver era comandantul și avea un echipaj în plină zurbă. Oamenii credincioși, și am avut curând dovada că erau și din aceștia, trebuie să fi fost niște nătăfleți, sau mai degrabă bănuiesc că adevărul e acesta. Oamenii se păcătușiseră de pilda proastă a căpeteniilor, zaverei, unii mai mult, alții mai puțin. Un mic număr însă, băieți buni îndeopște, nu voiau să meargă mai departe. Una e să fii leneș și chiulangiu și cu totul alta e să te faci stăpân pe un vas și să ucizi niște oameni nevinovați. În cele din urmă, lucrurile se orânduiră. 6 oameni rămaseră la bord, iar ceilalți 13, împreună cu Silver, începură să se îmbarce. Atunci îmi încolți în minte cea din tâi din trăznăile care au contribuit așa de mult la salvarea vieților noastre. Dacă Silver a lăsat 6 oameni pe corabie, era firesc ca ai noștri să n-o poată lua cu forța. Dar nefiind totuși decât 6, era de asemenea firesc ca ai noștri să n-aibă neapărat nevoie de mine. M-am gândit atunci să mă duc și eu pe uscat. Într-o clipită am sărit peste bord, tupilându-mă la prova celei mai apropiate bărci pe care o și porni. Nimeni nu mă băgă în seamă, afară de un vâslaș de la prova care mă întrebă: Jim, tu ești? Ține capul jos! Silver însă aruncă chiar atunci spre noi, din cealaltă barcă, o privire pătrunzătoare și întrebă dacă eu eram acela. Din clipa aceea începui să mă căiesc de ceea ce făcusem. Echipajele se luară la întrecere, dar barca în care mă aflam pornise cea din tâi și, fiind mai ușoară și mânată mai bine, se depărtase mult de celelalte. Când botul ei pătrunse printre copacii de pe țărm, mă agățai de o cracă, îmi făcui vânt pe mal și mă piti în cel din tâi tufiș, în vreme ce Silver și ceilalți se mai aflau încă la 100 de iarzi în urmă. Jim, Jim, i-am auzit strigând, dar e lesne de presupus că n-am răspuns. Sărind, aplecându-mă și răzbind din greu, am fugit drept înainte până n-am mai putut. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 14. Prima lovitură. Eram așa de mulțumit că izbutisem să scap de Long John, încât începeam să mă bucur și să privesc cu oarecare interes ciudatul ținut în care mă aflam. Trecusem printr-un loc mlăștinos, plin de sălcii, de papură și de alți copaci de baltă necunoscuți mie. Mă găseam acum la marginea unei rariști deschise spre o poiană șerpuită și nisipoasă, lungă de o milă, presărată din loc în loc cu pini și numeroși copaci strâmbi care aduceau cu stejarii, dar care aveau frunzișuri argintii ca ai sălciilor. În depărtare, la capătul celălalt al poienii, pe una din măguri se profila, viu luminate de soare, două piscuri cu o înfățișare ciudată. Simțeam pentru prima oară fiorul explorării. Insula nu era locuită. Tovarășii mei de bord se aflau departe în urmă, iar în fața mea, ca vietăți, n-aveam să întâlnesc decât numai sălbăticiuni necuvântătoare și păsări. Îmi tot făceam drum printre copaci. Pe alocuri am găsit plante în floare, necunoscute mie. Am văzut și șerpi, iar unul din ei, dintr-o crăpătură de stâncă, înălță capul spre mine, scoțând un șuier asemănător cu vâjuitul titirezului. Nici prin minte nu-mi trecea că aveam de-a face cu un dușman de moarte și că zgomotul acela venea de la vestiții lui clopoței. Am ajuns apoi la un lung desiș de stejari corciți, stejari veșnic verzi, cum am aflat mai târziu, care cresc în nisip ca mărăcinii, cu crengile curios încolăcite și frunzișul des ca stuful. Desișul pornea din creasta unui dâmb de nisip, se întindea și creștea din ce în ce mai înalt, pe măsură ce se apropia de marginea unei mlaștini plină de trestii, prin care se strecura una din gâlițe în drumul ei spre locul unde ancorasem. Din mlaștină se ridicau aburi în dogoreala soarelui și conturul ocheanului tremura prin ceața asta. Deodată, un fel de freamăt se iscă în păpuriș. O rață sălbatică se înălță măcăind, apoi alta, și curând un nor mare de păsări se ridică deasupra mlaștinii, țipând și rotindu-se în văzduh.
Am înțeles numai decât că unul din tovarășii mei de bord venea pe malul smârcului încoace. Nu mă înșelasem și curând am auzit sunetele înfundate ale unui glas omenesc care mi ajungea la urechea încordată tot mai tare și mai aproape. M-a cuprins o frică grozavă și m-am strecurat în frunzișul celui mai apropiat stejar, unde am stat pitit, cu urechea ațintită și tăcut ca un șoarece. Un alt glas răspunse. Apoi, glasul din tâi, pe care îl recunoscui ca fiind al lui Silver, reîncepuse cuvinte și o ținu tot așa o bucată de vreme, întrerupt doar din când în când de celălalt. După ton, se părea că vorbesc cu un focare, ba chiar cu harțag, dar din păcate nu deslușeam niciun cuvânt. La un moment dat, cei doi parcă se opriră din vorbă și poate se așezară jos, căci glasurile încetară să se mai apropie și chiar păsările se liniștiră întorcându-se la sălașurile lor din mlaștină. Aveam impresia că nu mi făceam datoria, căci dacă fusesem așa de zănatec încât să vin pe uscat cu acești căpiați, cel puțin ar fi trebuit să trag cu urechea la uneltirile lor, cu alte cuvinte trebuia să mă târăsc cât mai aproape de ei, sub ocrotirea copacilor ce șerpuiau pe pământ. Îmi dădeam seama destul de bine cam unde se aflau cei doi, nu numai după sunetul glasului lor, ci și după neastâmpărul câtorva păsări care se roteau speriate deasupra capetelor acestor nepoftiți. Târându-mă de-a bușilea, mă îndreptam cu hotărâre, dar încetinel, spre ei. În cele din urmă, ridicând capul în dreptul unui luminiș, putui să-i zăresc într-o poieniță înconjurată de copaci deși, din marginea smârcului, pe John Silver și pe un alt om din echipaj, stând de vorbă față în față. Soarele îi bătea în plin. Silver își aruncase pălăria lângă el, pe pământ, și obrazul lui mare, bălai și lucios de dogoare, era îndreptat spre celălalt, cu un aer parcă de rugăminte. Măi, frate, spuse el, asta-i fiindcă te prețuiesc ca pe aur, ca pulberea de aur, crede-mă. Dacă nu m-aș fi alipit de tine, îți închipui că veneam aici să te prevestesc. Totul e gata, nimic nu mai poate fi oprit sau îndreptat. Ca să-ți salvezi capul, de aceea îți vorbesc. Iar dacă vreunul din sălbaticii aceia ar afla ce fac eu acum, spune-mi, Tom, știi ce s-ar întâmpla cu mine? Zi, știi ce s-ar întâmpla? Silver, răspunse celălalt, și băgai de seamă nu numai că era aprins la față, dar și că vorbea răgușit ca un corb și că-i tremura glasul ca o coardă întinsă. Silver, spuse el, ești bătrân, ești cinstit, sau cel puțin așa se crede. Ai și bani cum nu au alți marinari săraci și ești curajos dacă nu mă înșel. Și acum vrei să mă încredințezi că te lași dus de șleachta aceea de derbedei? Asta nu se poate. Sunt foarte sigur de asta. Cum nu se poate mai sigur. Mai bine mi-ai tăia o mână decât să fac una ca asta. Dacă îmi calc datoria... Dar deodată fu întrerupt de un zgomot. Tocmai când dădusem peste unul din oamenii credincioși, în aceeași clipă îmi veniră la ureche vești de la un altul. Departe, undeva în mlaștină, răsună pe neașteptate un strigăt de mânie, urmat îndată de un altul și numai decât de un groaznic de lung și horcăitor țipăt. Stâncile oceanului îl repetară de mai multe ori. Stolul păsărilor de baltă își luă zborul, întunecând cerul cu rotirile lor învălmășite. Țipătul acela de moarte îmi stărui încă mult timp în minte, după ce tăcerea redevenise stăpână și numai fâlfâitul zburătoarelor care coborau și glasul de tunet al valurilor îndepărtate tulburau lâncezeala acestei după amiezi. Auzind țipătul, Tom tresări ca un cal sub pinteni. Silver însă nici nu clipise. Rămăsese locului, rezemat alene de cârjă, pândindu-și tovarășul ca un șarpe gata să sară. John, spuse marinalul, întinzându-i mâna. Jos mâinile, zbieră Silver, făcând un salt mare, îndărât, cu iuțeala și siguranța unui gimnast încercat. Fie, mâinile jos dacă vrei, John Silver, glăsui celălalt. Cugetul întunecat te face să-ți fie teama de mine, dar pentru Dumnezeu, ce-a fost asta? Asta, răspunse Silver, zâmbind absent, dar mereu încordat. Ochiul său, micșorat ca vârful unui ac, sclipea ca o mărgică de sticlă pe fața lui mare. Asta? Oh, cred că a fost Alan. La cuvintele acestea, bietul Tom se dezlănțui.
Alan, strigă el, fie ca sufletul său de marinar cinstit să se odihnească în pace. Cât despre tine, John Silver, mi-ai fost prieten ani de zile, dar de acum nu mai ești prietenul meu. De mi-e dat să mor, am să mor la datorie. L-ai ucis pe Alan, nu-i așa? Ucide-mă și pe mine dacă poți. Nu cred să-ți dea mâna. Și zicând acestea, inimosul flăcău întoarse spatele bucătarului și porni spre țărm. Dar îi era ursit să nu meargă departe. Cu un strigăt, John se prinse de o cracă de copac, scoase cârja de sub braț și zvârli acest ciudat proiectil care vâjei prin aer. Vârful ei îl lovi cu o putere uluitoare pe sărmanul Tom, drept între umeri, în mijlocul spatelui. El ridică brațele, scoase un fel de geamăt și se prăbuși. Dacă a fost lovit greu sau ușor, nimeni nu va putea spune vreodată. Judecând după sunetul făcut, lovitura îi rupsese și la spinării. Dar n-a mai avut timp să-și vină în fire. Sprinten ca o măimuță, deși fără picior și fără cârjă, Silver fu într-o clipită deasupra lui și împlântă de două ori cuțitul până în prăsele în trupul fără apărare. Din locul unde eram pitit, îl auzeam ignind tare de fiecare dată. Nu știu bine ce înseamnă leșina, dar știu că o bucată de vreme tot ce se afla în fața mea pluti rotindu-se într-un vârtej de ceață. Silver și păsările și creștetul oceanului se învârteau înaintea ochilor mei și tot felul de clopote și glasuri îndepărtate îmi sunau în urechi. Când mi-am venit în fire, căpcăunul se ridicase, cârja îi stătea la subsoară și pălăria pe cap. Chiar la piciorul lui, Tom zăcea pe pajiște nemișcat. Dar ucigașul nici că se sinchisea, ștergea sângele de pe cuțit cu un șomoioc de iarbă. Toate în jur rămăseseră neschimbate, razele soarelui străluceau necruțătoare pe abureala zmârcului și pe creasta măgulei. Nici nu-mi venea să cred că se săvârșise în urmă cu o clipă un omor, că o viață omenească fusese curmată fioros în fața ochilor mei. John băgă mâna în buzunar, scoase un fluieraș și dădu drumul câtorva șuierături șerpuite care se răspândiră departe în aerul cald. Nu pricepeam firește rostul acestui semnal, dar el îmi trezi îndată temerile. Abia omorâseră doi oameni cinstiți. După Ton și Alam, nu venea rândul meu oare? Fără să pierd o clipă, mă strecurai afară din stejăriș și o luai târâș îndărât, cum puteam mai iute și mai tăcut, spre un loc mai deschis al dumbravei. În acest timp, auzeam chemările pe care le schimbau bătrânul pirat și oamenii lui, și acest zvon al primejdiei îmi dădu aripi. De îndată ce am ieșit din desiș, am început să fug cum nu mai fugisem vreodată, fără să iau seama încotro, cât mai departe de ucigaș. Pe măsură ce fugeam, frica creștea și creștea în mine până când ajunsese vecină cu nebunia. Într-adevăr, nu eram cu desăvârșire pierdut? Când va bubui semnalul tunului, cum să cutez a mă duce la bărci printre blestemații din care mai abura proaspăta lor nelegiuire? Cel din tâi care m-ar zări, nu mi-ar suci oare gâtul ca la un pui de găină? Lipsa mea n-ar fi printre dânsii dovada îngrijorării mele și, prin urmare, a crâncenelor cunoștințe despre cele întâmplate? M-am dus pe copcă, gândeam. Adio, Hispaniola, adio, Squire, adio, doctor și capitan. Nu mă rămânea decât să mor de foame sau de mâna răzvrătiților. În timpul acesta, precum spun, continuam să fug și, fără să-mi dau seama, mă apropiam de poalele micii măguri cu două piscuri, în acea parte a insulei unde stejarii creșteau mai răsfățați și semănau la chip și la mărime cu ceilalți copaci de pădure. Câțiva pini erau amestecați printre ei, unii având 50, alții aproape 70 de picioare înălțime. Aerul, de asemenea, era mai proaspăt decât jos lângă mlaștină. Și aici, o nouă spaimă mă țintui locului, făcând să-mi bată inima în piept să se spargă.